Eu știam că avionul zboară la 11. El zboară la 10 și 10. Un marinar adevărat, primul stop pe care îl face este la magazinul de băuturi. Dacă nu stau la geam, sunt mega panicat. Dacă îmi găsești bagajul, dăm drumul la tram. Opa, opa, da. Urmează să facem check-in-ul la barcă. Aia. 4 fendere pe partea asta. 3 pe spam, on. Era pentru prima oară când conduceam și eram capitan. Iar e dimineața afară. Se ține partea dintre poruri. Mare arată așa. Cătălin, am pierdut undeva pe traseu. Aia e fosta pușcărie. Povestea este că trebuie să ne trezim, să plecăm de aici foarte repede, pentru că suntem ancorați exact în locul în care vin feribotările. La ora 11 plecăm de aici, ne oprim într-un port unde facem grătare. Da, tu nu înțelegi că el are aici nevastă, are, pare... Are. Am alcat ancora și ne-am legat cu armă de mal. Așa că nu mai aveam apă deloc. Dar de la prima asta. Iar e dimineața afară. La ora 9 e skipper's meeting. Bine, nu știu ce căutăm noi. În următoarea dimineață, luni respectiv, la ora 9 este skipper's meeting. Este o ședință unde se adună toți capitanii pentru a hotărî traseul în următoarea zi. Am venit să vedem cât și că azi e vreme rea și că nu avem voie să ieșim din port. Ieri la prânz făceam baie. Dacă ieri la prânz făceam baie, auzi? Da. Făceam baie ieri la prânz? Da, ieri la prânz a făcut baie. Da, ieri la prânz făceam baie. Da, m-a adus până aici. Ieri cu distracțiile lui. Nu prea ia să distracția de divianță. Dar nu uitam, it's Monday morning. Bate un pic vântul. Ceva spre 20. Oh, bună, bună, cum faci? 20 ceva de noduri. Probabil va fi la fel toată ziua. Intrăm pe apă. Again. De obicei, cel care hotărăște acest traseu este șeful expediției, în cazul nostru Ovidiu Drugan, cel care a organizat această expediție. În dreptul, când navigați pe canal, e de obicei în regulă, urmează după Hidra o insulă Doca. El dă și toate datele. Bineînțeles, de la o zi la alta se pot schimba lucrurile, pentru că după vreme suntem cumva aliniați să respectăm anumite trasee, pentru că totuși suntem pe mare și trebuie să fim în siguranță. Eu mă cunosc, eu știu că nu o să stau în port. Așa că eu te cunosc, eu știu că o să stai în port, pentru că de acolo uite ce vine. E negru. Chiar dacă a, e. Dacă nu râgi, nu câștigi. Eu tare sunt curios ce se hotărăște la Skipper's Meeting. Eu n-am fost niciodată la Skipper's Meeting, că de obicei nu le prind la ora asta. Vreau și eu să văd cum arată pentru prima oară în viața mea un Skipper's Meeting. Am vrut să mă trezesc la 9. Am ajuns ultimul, ce drept. 9 și 10, că asta este. Am participat la acest Skipper's Meeting. Am luat la cunoștință de ceea ce urmează să facem în ziua aia. Trebuia să... Era o traversare destul de lungă, în jur de 8 ore. Mergeam în Nafio, undeva pe continent. Treceam prin două strâmtori, dar nu asta era cea mai mare problemă. Problema era că se anunța un vânt destul de mare și valuri de peste 3 metri. Toată lumea să aibă vestele de plecare, de salvare pe ei.
toată lumea, recomand și la bărci de prieteni. Nu este o chestie, este o chestie bună, nu e o chestie de speriat. Asigurați totul în cabine și catamaranele, pentru că chiar dacă nu se clină, valurile s-ar putea să le zbuduie ca la un cutremur. Asigurați totul, pregătiți. E bine să vă pregătiți și ceva pentru prânz, adică dacă aveți mezeluri, așa, puneți-le la îndemână, ca să nu stați foarte mult în cabină, să faceți gustări la mijlocul zilei, dacă este cazul. Trecerea prin pericol de navigație, da? Trecerea prin porți, prin strâmtoare. E cineva care n-a mai trecut prin strâmtoare cu nici poate și cu barca, să-i duce mâna. Ideea cu canalul este așa. Se ține partea dinspre Poros, nu dinspre continent, dinspre continent. A fost o prăbușire în teren, așa a luat formă insula. Poros înseamnă trecătoare. E destul de îngust. Acum au și balizat-o din fericire, să balize între insulă și continent. Țineți acele balize. Nu mergeți înspre continent, chiar dacă pare că e spațiu, pentru că acolo este apă mică. De asemenea, un punct critic este la ieșirea dinspre cârâi. E o cruce, nu e că eu n-avem cismen. Dar e o cruce acolo la sfârșit. E bine să vă uitați foarte atent pe hartă și să nu mergeți pe la apă mică. Emoțiile mele adunate s-am mai pus încă ceva, că nu era de ajuns. Mi-am dorit să fim printre primii care ridicăm ancora, pentru că cele 8 ore mă speriau ușor, în vedere că nu știam la ce se mă aștept. Palul de 3 metri peste 3 metri și vântul destul de puternic. Răzvan, mă auzi? Da, Cătălin? Hai că te las să pleci tu și după aia vinci. Hai! Ne-ai scos siguranța de acolo? Da. Mi-ai scos siguranța? Te pregătești că ies deja. Vă las pe voi să treceți, că sunteți 4 bărci și după aia ieșim. Am ieșit din strâmtoarea Poros și ne-au lovit valurile. Haida! Haida! Nu știu dacă pe filmare se vede, dar barca se legăna atât de mult încât ți se părea că urcă la deal și coboară la vale cu o viteză ceva de speriat. Eu m-am uitat în ochii echipajului meu, vedeam inteligența la ambii și mi-am dat seama că suntem în siguranță completă și de-abia atunci mi-am făcut griji. E valuri! Opa!
nu este o situație pe care poate să o ducă oricine. Având în vedere că aveam un drum atât de lung și un echipaj de numeros, a trebuit să ne distrăm cumva. Așa că, din plictiseală, din dorința de a descoperi, am vrut să vedem ce fac instrumentele alea de bord. Bună dimineața sau bună ziua. Bună dimineața pentru mine, bună ziua pentru domnii care... Noapte bună. Noapte bună, du-te la soldat. La distracție lui Cazacu, cu cuvintele tale, hai. Astăzi vrei să afli ce se întâmplă pe panoul de comandă. Învățăm panoul de comandă de pe un lagun 460. Și începem cu dashboard-ul din partea stângă, unde avem o unitate de control de pilot automat. Aici îl setezi, aici îl dezactivezi, un grad de dreapta, un grad stânga, 10 grade dreapta, 10 grade stânga. Ok, dacă dai pe mod, ce se întâmplă? Dacă dai pe mod, vine un pumn în nas. Îți schimbă aici. Ok. Schimbă. Asta e ecranul de la pilot automat. Ok. Da? Bun. Vreau să zic dacă l-am dezactivat. L-am dezactivat, mă lasă. Bun. Asta e ecranul de la pilot automat și are informații despre cum bate vântul, în ce direcție te duci, adâncimea. Viteza bărcii. Câte noduri bate vântul. Din ce direcție? Din ce direcție? Da. Adâncimea. Ne lăsăm aici unde era. Primul de la stânga am descoperit că este pilotul automat. Acum, pilotul automat nu este pilotul automat că îi zici unde vrei să mergi, te duci în cabine și te culci și el te duce acolo și te claxonează doar după ce s-a ancorat la mare. Pilotul automat ține cursul unde îl dai. Tu îl setezi și el ține. Asta e harta. Unde rămâne? Vede cât are. De că vede. Cam atât. Are și Ungării, mă, dar România. Păi da. Mă. Ok. Noi suntem bărcuța asta mică. Și trebuie să ajungem în momentul de față. Trebuie să ajungem aici. Aici. Da, fiu. Ok. Aici. Mai avem de mâncat o pită. De ce e cu albastru? Înseamnă că apa este mai... De apa, de albastru, e apa mai mică. Se scrie și ea, scrie, vezi, îți spune. Indicatorii. 2, 4 metri, 3 metri. Da, cât e de mică. Cât e de mică. N-avem noi treabă aici. Ca să nu intri în zona respectivă. Da. Aici Sare. Deja este... Acum explică lateralul. În afară de partea stângă, ai... înțeles toată lumea că acolo este volumul de muzică. Așa. Îți arată direcția bărcii și în de asta tu poți să setezi, poți să poți stai cu ea așa sau poți să pui curenta pe nord. Bun, ok. Viteza bărcii. În momentul de față 7,7,7,9, deci 9. Da. Următoarele erau două ecrane. Direcția. Care nu știam ce fac. Dar, având în vedere că aveau destule butoane, eu m-am apăsat pe tot. Partea bună e că barca nu s-a scufundat la butoanele alea. Așa că am aflat că avem la dispoziție foarte multe informații. Avem vântul, de unde bate și cu ce viteză. Cu ce viteză navigăm. În ce parte navigăm. Adâncimea prin locul unde navigăm și, bineînțeles, aveam și un grafic legat de locurile unde am fost, cât de adânci și cât de puțin adânci sunt. Și aveam în față o hartă așa mare. Harta aia ne-a salvat pentru că altfel noi trebuia să navigăm după... Nu știu după ce. După ce? După lună, după stele, după... Și noi inconștienți, eu acum am dat-o.
Noroc că a fost că barca avea hărțile alea și ne-am știut exact, ne uitam și știam exact unde trebuie să mergem. Aici ai un buton, o să-ți arăt acum, ai un buton, dacă dai pe neutru și apeși butonul ăla, poți să turezi motorul în gol fără să plece barca. Ceasurile de la motoare, durația motoarelor, să știm cât ele trebuie sincronizate. Ca să nu ai ce? Balans, să n-ai un decalaj, că dacă un motor merge mai tare sau mai încet, în funcție de aia îți întoarce barca. Da, bine, sensibil la fel, trebuie să fie amândouă. Și acolo ai ancora. Dacă e pe zero, înseamnă că e sus. Okay. Banii. Stai o secundă, că n-am terminat. La ce-ți folosește? Ia, hai, ține de-a. Haide, condu. Am sucit? La decenea, 3 grade. Hai. Dar eu deștept doar, de ce ți-ai fi dat? De ce ți-ai fi dat eu asta? Uite, știu, uite, deștept, te rog, uite. O secundă ai pus la pe așa. Da, dar uite că vin după noi și ei. Păi, era și culmea să vin. Cu brio, nu am fost legănat atât de mult, partea când a fost bătut de val a fost vreo oră, oră și pic. Dacă nu-ți merg electronicile, ai jos cartea, ai jos carte, hartă și pap, aici compas, cap compas. Deci noi în momentul de față la cap compas 2-2-3. Deci 3 până trece între Spețes și continent. Aia e Spețes. Am ajuns în Afriu, aproape de Nasărat. Bate vântul. Adă și mie stația, te rog. Am fost printre primele bărci care am ajuns. Bagă-te după la alb! După la alb avem loc. Ce splendid e. Diferența între asta și ala mic de lângă. Nu ne-am uitat la motorină. Nu ne-am uitat. Bine, toată lumea era cu pânzele ridicate. Noi eram doar pe motoare, dar asta nu este... Noi n-am vrut să consumăm energie eoliană, că am auzit că asta se găsește foarte greu și noi cu motorină, că noi cu motorină știm cum e. Încercăm să îndocăm Naflio. Ne-am lăfăit la parcare, a fost foarte ușor să ne alegem locul, nu erau ca și cum erau foarte multe variante. Ce a fost interesant aici a fost că noi suntem un caz tipic de ghinion, adică e un port enorm de mare acolo. Noi am fost singurii care ne-am pus exact în locul în care ancorează dimineața feribotul. Ei, nimeni altcineva. Așa că am ajuns, ne-am parcat, ne-am legat, a fost tot ok. Am plecat în oraș, am fost să mâncăm, am fost să vedem și cel mai mare velier din lume și cel mai scump, 500 de milioane am aflat și cât costă, am aflat și cu cât se închiriază. 500.000 de euro pe săptămână, cu tot cu echipaj. Era ancorat, se cheamă Maltese Falcon, vulturul maltez. Cred că o să-mi iau și eu două, că mi-a cam plăcut așa. Am stat de vorbă un pic cu echipajul, după care am mers să vizităm orașul. Siesta de seară. Am ieșit la plimbare să vedem orașul. Hai să vedem cum parchează ăștia. Bună seara, dragi telespectatori, eu sunt noua dumneavoastră gazdă datorită faptului că pe Cătălin l-am pierdut undeva pe traseu. Am ajuns la... cum se numește localitatea? Cu N. Naplio. Asta e de vizitat. Asta e de vizitat dacă e.
Nu e liberă de obicei. Crezi? Crezi că e muzeu? Aia e fosta pușcărie. Un oraș foarte frumos, unul dintre orașele turistice din partea aceea de pe continent. Foarte multe terase, cei drept în extra sezon când am ajuns noi nu mai avea aceeași viață cum o are de obicei, dar totuși se vedea că el s-a pregătit pentru a primi destul de mulți turiști. Ne-am oprit la o terasă, am mâncat, am băut, ne-am relaxat după o zi lungă de navigat. Și am aflat vestea cea bună că dimineața la ora 8 trebuie să ne trezim pentru că trebuie să eliberăm locul unde stăteam pentru că vine feribotul. Așa că am mers la culcare. Aș spune bună dimineața, dacă era bună nu trezeam la ora asta. Mă știți, imaginea de seară când era plin de bărci? E ora 8:30. Nu mai e nimeni. Povestea este că, trebuie să ne trezim, să plecăm de aici foarte repede, pentru că suntem ancorați exact în locul în care vin feribotele și s-ar putea să ne... Ați bărcile? Da, concluzia este că trebuie să ne trezim. Ne mă trezim. Bună dimineața. Bine, dacă era bună... Ora 11, plecăm de aici, ne apucăm într-un port unde facem grătare. Gata, gata, mă gata, hai, gata, tot. Bună dimineața. De ora 7:30. S-a dat apelul pe stație. Au fost 22 de bărci legate una de alta, se cheamă draft. După ce ne-au refuzat oamenii aia, ieri n-au vrut să ne vândă apă. E și păcat să nu dai oamenilor apă. Am trecut de pe continent pe o insulă care se cheamă Spetes. Da. Am ancorat barca, băgăm apă, ducem gunoiul și cel mai important, facem cumpărături.